Noi aici la Matinal ne cam place să vă facem programul și să vă recomandăm spectacole inedite. Urmează o astfel de recomandare, dar până atunci vă invit să aflăm împreună știrile. Protestele de amploare organizate de Partidul Șor continuă în Republica Moldova. Poliția locală a anunțat că a reținut zeci de manifestanți și a calificat acțiunile ca parte a continuă a măsurilor de destabilizare a țării. În tot acest timp, la Chișinău au fost înregistrate 4 alerte cu bombă, inclusiv una la aeroport. Rușine! 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 Momente de panică pe străzile din Republica Moldova. În doar 24 de ore au fost semnalate cel puțin 4 alerte cu bombă, în timp ce mai mulți protestatari conduși de Partidul Șor au ieșit iarăși în stradă pentru a cere guvernului să le plătească integral facturile, dar și demisia președintelui Maia Sandu. Autoritățile au anunțat că peste 50 de participanți, dintre care 21 de minori, cu comportament dubios și care aveau asupra lor obiecte interzise, au fost conduși la Inspectoratul de Poliție pentru identificare și documentare. În ciuda faptului că liderii mișcării au spus că acțiunea se desfășoară pe cale pașnică, la mitingul de la Chișinău au avut loc altercații între manifestanții și forțele de ordine. În loc să vă alăturați protestului pașnic și să vă alăturați revindicărilor și doleanțelor poporului care sunt și ale voastre, privind achitarea facturilor pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie și pentru a spune nu războiului în țara noastră, voi ce faceți? În aceeași zi s-au înregistrat cel puțin 4 alerte cu bombă, una chiar la aeroportul internațional Chișinău. Personalul aeroportuar și călătorii au fost evacuați din clădire, iar procedura de înregistrare a pasagerilor a fost temporar suspendată. Totodată, înainte ca manifestanții să se strângă pe străzile din capitală, Poliția Națională a dezvăluit că a destructurat o rețea care primea instrucțiuni de la serviciile secrete ruse și care punea la cale organizarea unor provocări și incidente în timpul demonstrației. Agentul nostru sub acoperire, care a fost infiltrat în toată această grupare, a intrat în contact direct cu persoana atât din Federația Rusă, care se prezenta sub pseudonimul Maia Sandu. Potrivit polițiștilor, al doilea cetățean al Federației Ruse, Andrei, a venit în Moldova și avea scopul de a organiza instructajul. Acesta a mai fost în Moldova și a schimbat numele de familie și actele de câteva ori pentru a nu putea fi urmărit. Haosul din Republica Moldova apare fără sfârșit. Protestul de la Chișinău a fost convocat de Mișcarea pentru Popor, o alianță din care fac parte mai multe asociații și formațiuni coagulate în jurul Partidului Șor, care promite că vor continua mișcarea împotriva guvernului condus de Maia Sandu. România joacă un rol important în ceea ce privește asistența umanitară pentru Ucraina. Ambasadoarea Statelor Unite a subliniat importanța țării noastre pentru populația afectată de războiul nejustificat declanșat de Rusia anul trecut. Oficialul a afirmat într-un interviu acordat pentru Ager Press că țara noastră va fi mai apropiată de Ucraina datorită acestor legături umane. I think Romania has played a very important role in helping with the humanitarian response and the spirit of empathy and generosity of spirit that Romanians have shown to their neighbors has been exemplary. This is what I've heard from many of the refugees with whom I spoke, that they were so well received here. So I've heard from many Ukrainian refugees how much they've appreciated the support and how it has really transformed their view of Romania for the better, for a much, I think the future Romania and Ukraine will, I imagine, become much closer because of all of these people-to-people ties and all of these new trade ties. Imagini ieșite din comun la Cluj. Un șofer a fost filmat de un alt participant la trafic cum mergea pe contrasens. Deși cele două sensuri de mers erau despărțite de linie dublă continuă, acest lucru nu pare să-l fi deranjat pe șofer. Probabil că acesta s-a bazat pe promisiunile edilului, care spun că acel tronson de drum va fi cu sens unic.
Un șofer din Cluj a uitat că se află în România și a condus conform regulilor de circulație din Marea Britanie. Așa se face că mașina pe care o conducea a mers o bună parte din drum pe contrasens. Este inexplicabil cum șoferul nu s-a prins că este în ilegalitate, mai ales că avea linia dublă continuă în dreapta și vedea săgețile de pe carosabil. Șoferul a fost filmat, iar imaginile au devenit rapid virale. Probabil omul a suferit o tulburare. Motivul pentru care nu reușea să se ghideze pe unde mergea nu se poate ști, doar putem bănui. Oare unde trebuie postate filmulețele astea să le vadă și poliția? Ca așa poate le mai vine mintea la cap la ăștia să nu mai creadă că toate șoselele sunt piste de avion. Sunt doar câteva dintre reacțiile internauților. Primarul din Cluj a explicat că lărgirea drumului va permite implementarea unui sens unic pe strada Moților, locul în care a fost filmat șoferul debusolat cu bandă dedicată pentru transportul în comun. Se pare însă că s-a furat deja startul, iar strada este deja considerată cu sens unic pentru conducătorul auto rebel. Papa Francisc împlinește astăzi 10 ani de pontificat. Pe 13 martie 2013, suveranul a fost ales lider spiritual a 1.400 de milioane de catolici. Acesta i-a luat locul lui Benedict al XVI-lea și a dus mesajul sfânt în 60 de țări, inclusiv în România. El este ajutat de cei 111 cardinali cunoscuți pentru veșmintele roșii și numiți prinții bisericii. Timp de 10 ani, Papa Francisc a reușit să facă față conservatorilor, dar și-a văzut sănătatea deteriorată. Se împlinesc 10 ani de când Papa Francisc a fost ales lider spiritual a 1.400 de milioane de catolici. În tot acest timp, suveranul pontif a întinerit mult conducerea Bisericii Romano-Catolice. Papa Francisc a mers în 60 de țări, inclusiv în România, și a călătorit 410.000 de kilometri. În urmă cu un deceniu, după o lungă așteptare a deciziei conclavului, mulțimea a izbucnit în Urale. Fumul alb, care anunța alegerea noului papă, s-a ridicat deasupra Capelei Sixtine. În perioada 31 mai-2 iunie 2019, papa a venit în România. Vizita s-a desfășurat sub deviza Să mergem împreună. Suveranul pontif a oficiat o slujbă pe Câmpia Libertății, la care au participat mii de români. A făcut 35 de vizite pontificale în Italia, prima dintre ele a fost în insula Lampedusa, poartă de intrare a migranților în Europa. Suveranul pontif le-a adus un omagiu celor care au pierit în valuri. A condus 150 de evenimente în Roma și a sanctificat 900 de personalități, inclusiv predecesorii săi, Ioan al 23-lea, Ioan Paul al 2-lea, Paul al 4-lea, dar și pe Maica Tereza și arhiepiscopul salvadorian Oscar Romero, care a fost ucis în 1980. În cursul celor 10 ani, Papa Francisc a adoptat o politică de refacere a imaginii Bisericii Romano-Catolice, afectată de scandalurile sexuale comise de diversi prelați împotriva minorilor. Suveranul pontif a încercat să pună capăt acestor abuzuri și să-i pedepsească pe mulți preoți vinovați. Georgia, o întrebare decisivă. Internetul și lumea în general s-a împărțit în două tabere. Echipa Shakira, echipa Piqué. Pe care parte te poziționezi? Eu nu prea știu povestea din trei foarte bine, îți spun sincer. Restul, mie nu-mi place să mă bag man, pentru că sunt relații de cuplu, sunt relații personale și nu degeaba m-am îmbrăcat în gri astăzi. Dar trebuie să ai un favorit. Sau negru purtam, dar eu sunt gri astăzi, deci lasă-mă în pace. Eu zic, mie mi s-a părut foarte amuzantă. Shakira, de când eram mică o ascult, dar nu o să țin cu nimeni, că nu despre asta e vorba. Mie mi se pare foarte amuzantă piesa aia pe care a făcut-o și a avut și un succes bombă, a fost torpilă muzicală, cum se numește, dar totuși Piqué este unul dintre cei mai buni fundași pe care fotbalul i-a avut în ultimii 20 de ani, așa că am fost și fan Barça, nu mai spun, dar vorbim despre Shakira acum. O despărțire demnă de cartea recordurilor a fost aceasta, pentru că Shakira intră în istorie cu 4 titluri Guinness Book aduse de piesa în care l-a înțepat pe fostul ei iubit Piqué. A fost cel mai vizionat clip latino de pe YouTube în 24 de ore, iar apoi a devenit melodia latino care a ajuns cel mai repede la 100 de milioane de vizualizări. Audiența uriașă s-a datorat și platformei Spotify, unde a fost cea mai difuzată piesă într-o singură zi de peste 14 milioane de ori. Până la sfârșitul primei săptămâni a fost distribuită de mai mult de 80 de milioane de ori. Da. Dacă am primit această întrebare, o dau și eu mai departe. Bună dimineața, Romina, Shakira sau Piqué? Bună dimineața, Shakira. Ah, foarte simplu, ce frumos! Cu vremea cum stăm în această dimineață?
stăm foarte bine, se menține frumoasă, temperaturile urcă până la 20 de grade Celsius, dar și în majoritatea teritoriului se încălzește destul de mult, cerul va fi variabil, iar vântul va prezenta intensificări la munte cu rafale de peste 70-80 de km pe oră în zona înaltă, local și temporar prin partea de nord-est, în est, dar și prin vest, unde vitezele vor atinge 45-55 de km pe oră, iar în restul țării vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 grade, se vor atinge pe litoral și vor urca până la 20 de grade Celsius prin partea de vest a țării. Vor fi mai scăzute în delta Dunării. În capitală, vremea se menține călduroasă, cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 17 grade Celsius. Mâine vremea se va răci, pe parcursul zilei cerul va avea unele norări, dar seara și noaptea norii se mai adună și va crește probabilitatea pentru ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 16 grade Celsius. Păi mâine vremea va continua să se răcească, va fi o zi închisă, iar pe parcursul zilei trecător va ploua, vântul va sufla în general moderat. Rafalele vor atinge 15, chiar 30 de km pe oră, iar maxima va urca până la 10 grade Celsius, iar cea minimă va atinge pragul de 3-4 grade. La munte vremea se încălzește, în toate masivele va fi soare, iar vântul va fi ceva activ. La noapte posibil să picure trecător prin Carpații Occidental și vestul Carpaților Meridional. Valorile termice vor fi cuprinse între 8 grade, se vor atinge prin Predeal și Sinaia și vor urca până la 14 grade prin Păltiniș, ceea ce înseamnă că va fi o atmosferă mult mai plăcută. Acestea sunt informațiile despre vreme pentru moment. Ne revedem mai târziu cu noi detalii. Mulțumim, Romina, pentru informații. Mergem mai departe și la început vă spuneam că vom face o invitație la un spectacol. Am tras puțin cu ochiul să știți că sâmbătă e posibil să fie norat, așa că dacă vreți să săriți peste o plimbare care s-ar putea să nu vă priască celor care sunteți meteodependenți, mai degrabă mergeți la Teatrul Godot, acolo unde are loc spectacolul Tangotic, despre care ne povestește mai multe artista Anastasia Suru. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc mult pentru invitație! Și noi îți mulțumim că ești alături de noi și un mic disclaimer. Aseară mă uitam pe programul Teatrului Godot și am văzut spectacolul vostru și am zis ce întâmplare frumoasă! Da! Mulțumim frumos și vă așteptăm cu drag sâmbătă de la ora 19:30 seara. Da. Aș vrea să povestim puțin despre tine și tango, pentru că înțeleg că pasiunea s-a dezvoltat pe parcurs, a fost intermediată de meseria pe care ai practicat-o. Când ai decis să mergi cu totul în această lume? Când ai decis să faci din tango un mod de viață? Am decis să fac din tango un mod de viață chiar în anul 2019, când am fost în Buenos Aires. Am stat acolo o perioadă în care am relaționat cu scena de acolo și cu publicul de acolo, dar în același timp am învățat foarte multe acolo despre tango și despre interpretarea de tango pe care am dobândit-o în momentul de față. Crezi că există legături cu alte vieți, cu alte lumi în care trăim, o româncă să cânte tango? Să știi că întrebarea ta nu mă surprinde și vreau să spun că primul loc pe care eu l-am vizitat în Buenos Aires a fost un cimitir. Wow, ok. Un cimitir muzeu, uh-huh. Să ne înțelegem. Se numește La Recoleta, ceva fascinant și exact la asta mă gândeam atunci. Oare am eu legături atât de profunde și... Și ancestrale de altfel. Da, da. Nu știu ce să spun. Ideea e că sunt îndrăgostită de tango, fără să-mi dau seama de ce, de foarte mult timp, de foarte tânără. Ascultam tangouri, am crescut cu tangouri. Bunicile mele ascultau amândouă tangouri. Wow. Și romanțe, bineînțeles. Și am decis să iau, să urmez această cale și să trăiesc tangoul cu adevărat și să-l arăt lumii și să-l povestesc lumii chiar de atunci de când am fost în Buenos Aires. Care e percepția publicului din România asupra tangoului? Pentru că știm că și noi am avut romanțele noastre, da, pe vremuri cu inspirație din această zonă. Sunt deschiși cei care trec pragul acestui spectacol? Să știi că lumea e deschisă. Lumea e deschisă, am rămas surprinsă să văd și numărul destul de mare de participanți de public care au venit la concertele noastre. E deschisă lumea la tango și mai ales la propunerea noastră de Tango Nuevo,
că și ceea ce facem noi se diferențiază puțin de tangoul clasic pe care îl cunoaște toată lumea. Cred că asta, de fapt, e menirea unui artist, să vină cu un concept care e destul de cunoscut publicului larg, dar să-și pună amprenta de fiecare dată. Cred că e foarte important ce faci. Da, da, într-adevăr, într-adevăr. Menirea artistului e să-și lase amprenta, să se arate original, așa cum este, să se arate sincer și original în creația sa. Pentru cei care sunt poate mai puțin familiarizați cu acest tip de spectacol, la ce să se aștepte în seara de sâmbătă? Să se aștepte la poezie, să se aștepte la dans, să se aștepte la dans contemporan și la multă originalitate. Vom avea, veți putea asculta în seara respectivă tangouri tradiționale argentiniene și tango nuevo. Muzică proprie, compoziții proprii. Asta mi se pare foarte interesant. Aveți și influențe românești dincolo de repertoriu? Sigur că da, sigur că da. În repertoriu se regăsesc și romanțe. Am pregătit chiar ceva nou pentru acest concert. E vorba de o romanță a Ioanei Radu. Sunt două romanțe ale Ioanei Radu. Prima a fost Rița, pe care lumea și publicul care m-a văzut deja o cunoaște. Iar acum avem o surpriză pregătită pentru voi, tot o romanță de Ioana Radu. Romanța este Nu se poate și mai multe vă invit să vedeți sâmbătă despre ce este vorba. Cine ți este alături în cadrul acestui proiect? Pe cine ai alături de tine pe scenă? Alături pe scenă îi am pe José Almar la chitară, chiar din Buenos Aires, și pe Ati de Chile, chiar din Chile, la percuție. Frumos. La percuție. Și Geo Vișan, pe dans contemporan. Cum s-au acomodat acești doi parteneri de scenă în România, aducând, iată, muzica lor tradițională, cumva? Da. S-au acomodat, s-au acomodat. Ei locuiesc în București de foarte mulți ani, Ati e de foarte mulți ani în București și José la fel. Sunt foarte bine împământeniți aici. Iar în ceea ce ne privește pe noi ca echipă, la fel avem 3 ani în spate deja în care ne-am sudat foarte bine ca echipă și ne înțelegem unul pe celălalt și lucrăm și colaborăm foarte bine împreună în momentul de față. Cred că trăim într-o societate unde ne facem foarte multe planuri și proiecte și uităm să rămânem conectați și să fim prezenți. Ca artist, tu îți faci planuri pe termen lung, ai un ideal sau trăiești pur și simplu muzica și arta la cote maxime? Pot să zic că în momentul de față trăiesc muzica și arta la cote maxime și încerc să rămân ancorată cât de mult se poate în prezent. Mă ajută foarte mult băieții, Ati și José, să fac lucrul acesta, pentru că e foarte important, e cel mai important și pentru artă și pentru posibilitatea de a crea și pentru noi ca oameni, ca ființe. E sănătos să fim prezenți în ceea ce facem. Iar ca planuri de viitor, sunt planuri, dar le iau pas cu pas. Le iau pas cu pas. Care ar fi cel mai frumos vis devenit realitate pentru tine? Ce ți-ai imagina, uite, poate vis-a-vis de o scenă pe care ți-ai dori să urci la un moment dat? Da. Doresc foarte mult să mă întorc în Buenos Aires și să revin și acolo pe scenele din Argentina. Și nu numai, îmi doresc să cânt și în Europa, să ies în afară cu muzica mea, cu tango nuevo. Eu mă bucur tare mult că astăzi ne-ai trecut pragul și că ne-ai adus acest concept inedit. Îți doresc mult, mult succes. Mulțumesc frumos. Public numeros la fel. Sâmbătă, mulțumesc tare mult și să ne revedem cu bine și să-mi povestești despre călătoriile tale în Europa cu acest proiect. Sigur că da. Eu vă mulțumesc mult pentru invitație încă o dată și vă aștept sâmbătă la Palatul Bragadiru de la ora 19:30. Biletele se pot găsi pe www.teatrulgodo.ro. Mulțumim tare, tare mult! Da, eu sunt convinsă că voi ajunge cât de curând la Teatrul Godo, pentru că nu întâmplător m-am și uitat aseară după bilete și sunt convinsă că voi alege ceva inspirat, dar până una alta aș vrea să vorbim și despre filme.
pentru că atunci când suntem acasă, atunci când ne lipsește inspirația, atunci când poate e prea târziu să cumpărăm acel bilet, poate că deja spectacolul este în desfășurare, ne rămâne un resort, acela de ne uita la un film bun. Bun, oare e bun? Vali, ce ne recomanzi tu? La un serial TV. Robert De Niro este dovada vie în carne și oase că nu contează câți ani ai, poți să te apuci la 80 de ani de lucruri noi. La 80 de ani, Robert De Niro, doamnelor și domnilor, debutează în televiziune pentru prima dată cu Ziua Zero. Compania de streaming Netflix a anunțat că Robert De Niro va juca pentru prima dată într-un serial de televiziune, Zero Day, un thriller plasat într-o conspirație despre lumea aflată în criză. Scenariul miniseriei de 6 episoade pleacă de la întrebarea la care ne gândim cu toții. Cum găsim adevărul într-o lume aflată în criză, una care aparent este sfâșiată de forțe aflate în afara controlului nostru? Și într-o epocă plină de teorii ale conspirației, cât de multe dintre aceste forțe sunt produse de propriile noastre acțiuni, poate chiar de propria noastră imaginație. Serialul îi are creatori și producători executivi pe Eric Newman, The Watcher și Narcos, și Noah Oppenheim, Jackie și The Thing About Pam, dar și pe jurnalistul distins cu premiul Pulitzer, Michael Schmid. Cei trei au o vastă experiență în jurnalism, Newman și Oppenheim fiind până recent în echipa de management a postului de televiziune NBC. Nominalizat la 7 premii Oscar, De Niro a câștigat 2, cel mai bun actor pentru Raging Bull și cel mai bun actor în rol secundar pentru The Godfather Part 2. De asemenea, a primit mai multe nominalizări la Emmy, inclusiv cel pentru cel mai bun actor pentru rolul lui Bernie Madoff din Wizard of Lies de la HBO. De Niro a apărut recent în The Irishman și Joker, iar printre cele mai noi proiecte ale actorului se numără filmul lui Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, Armageddon Time, alături de Cate Blanchett și Anne Hathaway și After Exile, care iar în distribuție pe Chloe Grace Moretz și Miles Teller. De Niro nu este singurul veteran care va debuta la televizor. Harrison Ford s-a anunțat în comedia Shrinking, primul său rol principal de televiziune, împreună cu spin-off-ul Yellowstone 1923. De asemenea, s-a confirmat că și Quentin Tarantino va conduce o viitoare serie limitată pentru o platformă de streaming despre care se zvonește că ar fi Netflix.